Bine ați venit pe canalul meu de câștiguri online. Astăzi vreau să... Nu știu cum să vă zic. Deci, în ultima perioadă, Bitcoin-ul este, cum să zic eu, un pic cam scump de umblat cu el. Adică și comisioanele și să-l minezi este un pic cam scump. Și atunci, din căutările mele, am început să adun acolo câte un dash, dar vreau să încep să și minez dash. Și Hashflare, chiar și atunci când a fost cu crash-ul, cu Bitcoin-ul, cu toate alea, Hashflare n-a avut probleme, n-a închis, a plătit mereu, fără probleme. Eu am investit puțin, ca de obicei eu nu investesc foarte mult, vreo 35 de dolari mi se pare am investit aici în Bitcoin. Prima dată era pe timp indeterminabil, acum este pe un an de zile. SHA256 și eu am 0,40 de cenți pe zi și 2,82 pe săptămână și așa mai departe. Pentru un an de zile am 147 de dolari la prețul ăsta de astăzi, dar acum să vedem cum o să meargă Bitcoin-ul. Deci am foarte puțin, am 0,43 terahash și am zis să încep să mă ocup un pic și de Dash. Și deci tot așa pe un an de zile este în jur de 1% câștigul pe zi. Ok, și acum să mergem să fac o investiție și cu ocazia asta o să vedeți și voi cum se face. De fapt am mai făcut un videoclip, mi se pare. Aici, dacă mutați cursorul, vedeți, 60 de dolari, te duce înapoi. Eu nu investesc atâta, eu le iau mărunțel așa ca băbește. Și am să investesc 6,40 dolari. Și dăm procedere. Și eu astăzi am să plătesc prin Payeer. Se poate să plătiți și cu cardul. Eu am plătit și cu cardul, fără probleme. Deci, plătesc cu Payeer. Ok. Acceptăm condițiile. Confirmăm. Payeer USD 647, confirm. Ok, confirm din nou. Perfect, succesul. La tranzacțiune este, da, deci s-a adus la bun sfârșit. Deci este totul ok. Bun. Cam atât am vrut să. Deci cine nu știe ce este Hashflare? Hashflare este un site de minare Bitcoin. În afară de Bitcoin poți să mai minezi. Deci ăsta este Bitcoin, script este Bitcoin, ăsta este Ethereum, pot să minez și Ethereum, da? Ăsta este tot pe un an de zile. După aceea ăsta este X11, este Dash, da, eu spun Dash pentru că e Dash pentru mine, este tot pentru un an de zile. Da? Și ăsta este ZKK, cum se cheamă, ZKK, cam așa ceva, da? Ăsta este de aici tot pentru un an de zile. Și cam ăstea putem să minăm pe acest site. Precizez, Hashflare nu a avut nicio problemă în momentul în care a fost cu toată nebunia astă vară, atunci în august, n-a avut nicio problemă, nu s-au întrerupt plățile, nu nimic, deci e ok, se plătește.
Nu sunt probleme cu plata sau cu alte probleme, îți scoți banii, atâta că la Bitcoin când scoți au comisioanele un pic mari și nu-ți convine să scoți, de exemplu, 3 dolari, 4 dolari. Adică eu nici, de fapt nici nu intenționez eu să scot. Vreau să-l reinvestesc, să-l investesc acolo, pic, 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 și dacă scoate 3 dolari, da, scot 3 dolari la hype-uri, la ăstea care nu sunt sigure. Ăstea cu minarea, care au băgat bani mulți în aparatură și așa mai departe, e, cum să zic, este cât de cât o mică siguranță. Nu pot să zic că și aici este foarte multă siguranță, că și ăștia pot să închidă baraca la un moment dat, dar e un pic mai multă siguranță. Bine, dragi prieteni, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Dacă aveți vreo problemă, ceva, vreo nelămurire, vreo nemulțumire, vă rog să-mi scrieți sub videoclip. Eu nu mă supăr, sunt o persoană deschisă, nu sunt perfectă, mai am greșelile mele, dar sunt dispusă să învăț să mă corectez. Ok, bine. Vă spun la revedere și nu în ultimul rând, vă urez să câștigați bani mulți online. Pa, pa!